Un bărbat din Vulcănești care suferă de o maladie gravă a fost transportat cu un elicopter SMUR la Chișinău și a fost internat la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Interatul general pentru situații de urgență a efectuat o misiune de transportare de la Aeroportul Internațional Chișinău la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie. Pe parcursul drumului, pacientul a fost stabil și a fost monitorizat de echipajul SMUR. Ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcaș, a menționat că echipajul de la Galați a fost solicitat de urgență pentru a efectua o misiune aeromedicală în Republica Moldova. Medicii și paramedicii au monitorizat starea bărbatului în vârstă de 52 de ani pe tot parcursul zborului. Potrivit datelor IGSU, aceasta este prima intervenție aeromedicală din acest an.